Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născută la 8 octombrie, ești un pumn de fier într-o mânușă de catifea. Abilitatea de a combina asertivitatea și diplomația te face un negociator excelent și un adversar puternic. Politicoasă și dispusă la compromis de bunăvoie, poți fi un personaj neclintit dacă crezi în dreptatea ta, așa cum se întâmplă de obicei. Totuși, ambiția și credința sunt doar o parte a personajului tău. Ești un pasionat susținător al legalității și justiției, ești întotdeauna gata să-ți aperi interesele tale și pe cele ale celor care au fost afectați în mod nemeritat. Pentru tine, viața este o aventură de dragoste minunată. Vei da totul pentru dragoste, o vei ridica pe un piedestal sau, în secret, vei suferi, Sentimentele tale înalte nu sunt doar despre iubire. Minunile naturii și misterele spațiului, curenții din ocean și rotirea planetelor îți pot excita cu adevărat sufletul. Ai un intelect dezvoltat și ești bine versat în psihologia umană, dar în același timp, înțelegi foarte slab propria personalitate. Semnul tău zodiacal aparține constelației balanță. Semnul zodiacal balanță este direct legată de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, un simț deosebit al frumuseții, înălțare, profesionalism, pluralism, indecizia balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate având o natură artistică și tandră tu ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilități naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zăițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus, Astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare, poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu împodobești și nobilezi viața tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, Echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești binecuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus. De la Venus tu iei farmecul și frumusețea. Planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale. Planeta ta în exil este Marte. Aceasta este responsabilă pentru incertitudine precum și pentru dorința de a arunca riscul către alte persoane, ești contradictorie, ambițioasă și intenționată, poți face rapid și în siguranță o carieră, mai multă decât atât, deoarece ești adeptă egalității, nu te străduiești să devii mai mare decât alții, ai tendința să exprimi idei ciudate, multe persoane practice te pot considera ciudată, însă nu suferi deloc de etichetele atașate. În cadrul familiei și grupului social, ești de obicei considerată aeriană, cu capul în nori. Prin urmare, alții, în special cei care se consideră oameni practici, nu au în încredere în judecățile și bunul tău simț. Și totuși, tu gestionezi cu pricepere banii, conduci afacerile familiei, ești responsabilă și conștientă în îndeplinirea obligațiilor, dar până la o anumită limită. Există întotdeauna pericolul să fii teleportată la înălțimi uriașe, atitudinea empirică ta față de viață nu se bazează aproape deloc pe restricții, așa că există riscul să intri în urmărirea de noi experiențe și emoții. Nu este de mirare că te amesteci în tot felul de probleme, în special în cele emoționale. Conexiunile tale nu sunt doar confuze, ci uneori periculoase ai obiceiul de a contacta personaje ciudate și dubioase, precum și astfel de naturi care nu ți se potrivesc. Interesul tău pentru oameni neobișnuiți și circumstanțe exotice te face o pradă ușoară pentru cei care ar dori să te folosească în scopuri personale. Cu toate acestea, asemenea unui fluture frumos, în întotdeauna te strecori de suplasă și zbori spre următoarea floare mai elegantă. Tu suferi? în special de despărțirea de cei dragi, dar ești invincibilă, poate datorită capacității de a vedea esența lucrurilor, de a rezista, de a învăța din propria experiență. Tu poți citi și reflecta multe, dar înțelepciunea ta este în cele din urmă obținute din experiența de viață, pe care o prețuiești mai presus de toate. Nu trebuie să uiți de rădăcinile tale. Există pericolul de a cădea în legăturile puterii. Fie prea dornică de ea, fie de-a urca la nesfârșit mai sus pe scara publică, ceea ce duce doar la nenorocire. Fericirea și stabilitatea ta sunt direct proporționale cu capacitatea ta de a rămâne tunsă. Dragonii și monștrii întâlniți pe drum vor trebui să fie învinși sau transformați în tovarăși și prieteni. Te distingi față de alții nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale? Ești sofisticată? ospitalieră, atractivă. Ești puțin conservatoare, îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești înclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile cum afectează data de 8 octombrie soarta ta, te distingi prin noblețea născută și buna instruire. Pentru tine, încercările încep încă din fragedă copilărie, soarta te testează pentru putere, și deși fiecare pasă ți este dificil, tot nu renunți, purtând în tine o putere extraordinară a voinței, perseverență și muncă asidua, depășești întotdeauna dificultățile vieții. Optimismul și dorința ta de a vedea ce este mai bun în ceilalți te ajută la realizarea ceea ce îți dorești. Ești în permanență în căutare de tine însăți, dezvoltând un început spiritual. Încă de la naștere, ai dezvoltat inteligența, ești bine pregătit în psihologia umană, ești înzestrată cu un temperament frivol, dar dacă este necesar, rigiditatea ta se manifestă. În situații critice, ești pregătită să acționezi decisiv și te încăpățânezi să stai pe terenul tău pentru a obține bunăstarea mult așteptată. În ciuda educației și erudiției tale, pui mai presus de toată experiența dobândită în viața de zi cu zi și înțelepciunea lumească. Nu ți este rușine să cauți sfatul persoanelor mai în vârstă. Ești foarte atentă la generația mai veche. Pentru tine, astfel de oameni sunt o sursă de inspirație un exemplu de urmat și un sprijin în viață. Calmul și pozata exterioară sunt doar camuflaj, în spatele căruia se ascunde o iubitoare pasionată. Afacerile lui Cupidon te însoțesc pe parcursul vieții, pentru că ești cu adevărat romantică și ușor aventuroasă. De dragul unei persoane dragi, ești pregătită pentru orice, pentru a trece orice probă. Ești infinită de fericită dacă persoana dorită răspunde corespunzător, în caz contrar, vei suferi în secret, ești atrasă de tot ceea ce este neobișnuit, misterios, poți admira oceanul lor în șir, uneori, prin reveria și romantismul tău, intri în diverse probleme, iei legătura cu indivizi dubioși, alegând un mediu nedemn pentru tine însăți. Vina pentru aceasta este emoționalitatea excesivă și incapacitatea de a evalua în mod sensibil situația. De asemenea, atenția sporită asupra personalității tale extraordinare și a lucrurilor exotice te fac o țintă ușoară pentru escroci. Dar de îndată ce îți limitezi sentimentele, o imagine veridică se deschide în fața ta. Aceste lucruri te ajută să-ți restabilești repede liniștea sufletească, iar experiența acumulată te ajută în viitor să nu faci astfel de erori. Tu obții un succes semnificativ în carieră. Capacitatea de a stăpâni terenul te ajută la obținerea unei bogății materiale excelente. Ești capabilă să creezi o familie puternică, dar ardoarea ta te poate îndepărta de problemele cu adevărat importante. Trebuie să înțelegi că stabilitatea și bunăstarea depind direct de deciziile și acțiunile tale. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, ești capabilă de devotament și loialitate completă. Cu toate acestea, una dintre părțile tale caută o uniune de lungă durată, iar cealaltă vrea să ducă o viață retrasă. De asemenea, dorința ta se poate transforma într-o problemă. Îți place să ai conducerea asupra ta și nu tolerezi un partener care decide să facă același lucru o pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor gemeni sau vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura multă timp cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu fecioara, rac și pești. Cu reprezentanții semnului fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește peștii, vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi în casete pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50 la 50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești un bun diplomat, ai un caracter puternic, un nucleu solid, ești dispusă să faci compromisuri. Ești interesată de o cooperare fructuoasă, pentru tine, practic nu există nimic imposibil, te simți confortabil atât în singurătate, cât și în echipă. De regulă, nu aspir să obții un statut înalt, dar în același timp, obții aproape întotdeauna recunoaștere. Pentru tine, egalitatea este importantă, ești pregătită pentru multă muncă de restaurare a dreptății, îți aperi interesele cu zel și competență. Aceste lucruri duce la rezultatul scontat. F controlez totul cu o mână de fier într-o mânușă de catifea. Ca angajat încerci să obții ceea ce dorești folosind metodele diplomației. În ceea ce privește succesul în muncă, adesea nu termin ceea ce ai început. De vină este emoționalitatea ta și atitudinea empirică față de viață. Munca fructuoasă ți este împiedicată de experiențele personale problemele familiei și multe altele. Nu te poți schimba la timp. Din păcate, acest lucru oferă motive întemeiate pentru ca managementul să nu aibă încredere în proiecte serioase pentru tine. Sănătate și boli. Ai mai puține probleme cu sănătatea fizică decât cu cea mentală, mai ales în ceea ce privește experiența emoțională. Adesea poți fi susceptibilă de depresie, cu greu poți face față durerii, încercând fie să o ignori, fie să o lași să te subjuge, suferi de emoții conflictuale, sindromul de obsesie nu este, de asemenea, neobișnuit, automedicația în ambele cazuri este inadecvată, ajutorul unui psihanalist îți poate fi de folos, de asemenea, îți sunt recomandate tipuri de exerciții fizice apropiate de yoga, nu ar trebui să te bazezi prea mult pe diete neobișnuite sau prea opresive, ar trebui să mănânci fructele pământului, cereale, pâine, tocănițe și cât mai multe legume rădăcinoase. Destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură harnică, condimentată, cu scop. În viață, va trebui să obții totul prin munca ta, dar, trecând prin dificultăți, încercări, intrigi, Vei putea atinge înălțimi mari dacă vei păstra fidel idealurile și purității sufletului? bunătății și milostivirii. Sfaturi pentru tine. Îți este recomandat să fii mai atentă la bucurile carnale și aventurile amoroase. Imersiunea într-un bazin senzual este plină de probleme psihologice și probleme de sănătate reproductivă. Păstrează-te pe calea alasă și mergi mai departe înainte. Nu te lăsa distrasă. Folosește-ți mintea pentru a te ajuta pe tine și pe alții. Nu numai că trebuie să-ți trești viața, dar îi înveți și din experiența proprie, ai grijă să nu te blochezi într-un singur loc ce cadouri și se potrivesc, pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta, niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou, cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială, cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi un set de miniaturi în rame de lemn, de exemplu cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lingerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație peinibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci moimton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată la urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor. O excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf, dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosești deja, dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante, un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău cel ce ți oferă cadou nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens, mai bine să nu ți se ofere mărunțieșuri chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou, ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca altfel te ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori argintii. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.